The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and The Dawn of the Post-Market Era este o carte influentă scrisă de Jeremy Rifkin și publicată în 1995. Aceasta explorează impactul profund al automatizării și tehnologiei asupra pieței muncii globale și propune o viziune pentru o societate post-piață. Rezumatul cărții: Introducere, Context istoric. Rifkin începe prin a contextualiza evoluția muncii de-a lungul istoriei, de la Revoluția Agricolă și cea Industrială până la era informațională. Tema centrală, cartea analizează cum avansurile tehnologice, în special în domeniul automatizării și inteligenței artificiale, conduc la o scădere semnificativă a locurilor de muncă tradiționale. Principalele capitole și tematici. Declinul forței de muncă globale. Impactul tehnologiei Rifkin argumentează că automatizarea și roboții preiau tot mai multe sarcini, de la producție la servicii, reducând necesitatea forței de muncă umane. Exemple industriale Sunt date exemple din diverse industrii, cum ar fi producția manufacturieră, agricultura și sectorul serviciilor, pentru a ilustra tendințele de automatizare. 2. Polarizarea societății Inegalitate economică Rifkin discută despre polarizarea economică crescută, unde cei care dețin capital și tehnologie prosperă, în timp ce majoritatea forței de muncă devine redundantă. Diviziunea digitală. Este explorată ideea că accesul inegal la tehnologie și educație va amplifica inegalitățile sociale. 3. Sfârșitul muncii și noile paradigme. Transformarea muncii. Cartea sugerează că multe locuri de muncă vor dispărea complet, iar cele care rămân vor fi foarte diferite de cele tradiționale. Munca non-productivă Rifkin propune că munca în sectoare non-productive, cum ar fi îngrijirea, educația și voluntariatul, va deveni tot mai importantă. 4. Societatea post-piață Economia distribuitivă Rifkin introduce conceptul unei economii distributive, unde resursele și beneficiile tehnologice sunt împărțite mai echitabil între toți membrii societății. Sistemul devenit universal se discută despre ideea unui venit de bază garantat, care ar putea asigura un trai decent pentru toți, indiferent de disponibilitatea muncii. 5. Revitalizarea comunităților. Rolul comunităților. Autorul sugerează că, pe măsură ce munca tradițională dispare, comunitățile locale vor juca un rol crucial în asigurarea coeziunii sociale și a sprijinului reciproc. Economia socială. Se pune accent pe importanța economiei sociale și a inițiativelor de cooperare la nivel local. Concluzii și implicații. Schimbarea paradigmei. Rifkin concluzionează că societatea trebuie să se adapteze la o nouă paradigmă în care munca tradițională nu mai este centrală pentru identitatea și securitatea economică a individului. Rolul politicilor publice. Se subliniază importanța unor politici publice proactive care să sprijine tranziția către această nouă realitate economică și socială. Impactul și criticile cărții. Impact The End of Work a avut un impact semnificativ asupra discuțiilor despre viitorul muncii și rolul tehnologiei în economie. A fost folosită ca referință în dezbateri politice, academice și economice. Critici? Unele critici au vizat pesimismul și determinismul tehnologic al cărții, argumentând că tehnologia poate crea și noi locuri de muncă și oportunități, nu doar să le elimine. Relevanța în contextul contemporan actualitate. Deși publicată în 1995, temele abordate de Rifkin rămân extrem de relevante, având în vedere progresul continuu în domenii precum inteligența artificială, automatizarea și economia digitală. Dezbatere continuă Cartea continuă să fie un punct de referință în dezbaterile moderne despre viitorul muncii, inegalitatea economică și politicile de protecție socială. The End of Work, de Jeremy Rifkin,